Asfalt nou, probleme vechi, se titrează pe prima pagină. Aflați ce reclamă locuitorii de pe Viilor, inundați la prima ploaie mai puternică. Buzoienii sunt informați că în acest an este criză de bilete de tratament pentru litoral. Se modernizează drumuri județene din zona de câmpie, aflați când încep lucrările și pe Valea Slănicului. Edilii buzoieni au făcut bilanțul după primul an de mandat. În municipiu se asfaltează parcări și se deschid cluburi pentru pensionari. Cititorii află și unde vor fi duși de la 1 iulie câinii adunați de pe străzile orașului. Salarii de mizerie în cercetare, se intitulează reportajul realizat la stațiunea Legumicolă. La Consiliul Județean se poate vizita o expoziție de artă populară, iar Muzeul Județean invită buzoienii să sărbătorească Ziua Drapelului. HD-enii din trupa Bianca and Band descriu tehnici esențiale de supraviețuire într-o trupă. FC Buzău a sărbătorit câștigarea cupei, iar campionatul Campioana județului Metalul va fi sprijinită de Consiliul Județean, se anunță în pagina rezervată sportului. Dintre titluri amintim Sănătatea buzoienilor în pericol și aproape 2000 de copii la grădinițe. Numărul preșcolarilor este în scădere. Viața Buzăului publică programele TV, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.